Victor Boștinaru este unul dintre candidații PSD la alegerile europarlamentare, fiind susținut și de liderii gorjeni. Acesta a venit la Târgu Jiu pentru că în campania trecută colegii gorjeni l-au trimis la Bruxelles, iar acum, în prag de noi alegeri, îi va răsplăti, deschizându-și cabinet în sediul lor de partid. Cabinetul care va fi deschis aici și persoana care va activa în cadrul acestui cabinet va fi o interfață 7 zile din 7 sau măcar 5 din 7, în așa fel încât să vă pună la dispoziție orice fel de informație referitoare la dezbaterea europeană sau care să preia subiecte importante care pot fi apoi conduse în legislație europeană. Deși se jură că nu a venit în campanie electorală, europarlamentarul a luat foc când a auzit de posibilul său contracandidat din partea PDL, Marian Jean Marinescu. Eu nu voi face niciodată ceea ce și nu voi putea să fac ceea ce a făcut Marijan Marinescu. Să-mi torn țara, să fac rău cu premeditare țării atunci când are nevoie de o prezentare corectă a evoluțiilor de acasă. Și pentru că la război nu vii niciodată cu mâna goală, europarlamentarul afirmă că va susține autoritățile gorjene în obținerea de fonduri de coeziune pentru anveloparea blocurilor. Primarul Florin Cârciumaru așteaptă semnarea unui proiect de finanțare externă pentru izolarea a 8 blocuri din municipiul Târgu Jiu. Orașul Târgu Jiu are în momentul de față deja semnat un program. Aștept să semnez contractul de finanțare pentru 8 blocuri pe finanțare europeană. Întrebat când va reveni în Gorjă să stea de vorbă cu alegătorii, europarlamentarul PSD-ist Victor Boștinaru nu a știut să răspundă exact, afirmând că așteaptă o nouă invitație din partea autorităților gorjene.